Călușul va pune stăpânire pe multe localități din județul Olt în această lună. Dansul cu care românii au impresionat lumea va fi iarăși scos la lumină și va putea fi urmărit atât în gospodăriile oltenilor, cât și în spectacolele oferite în cadrul Călușului Românesc pentru copii. Prima dată se va striga Hălăișa duminica viitoare, în cadrul festivalului care își propune demonstrații călușerești în ogrăzile gospodarilor din mai multe localități rurale ale Oltului. În perioada 12-19 iunie, Festivalul Călușului Oltenesc, care se va desfășura în 5 localități ale județului Olt. Aducem călușul la țărână, copiii vor dansa în curțile oamenilor. Demonstrații impresionante de căluș vor avea loc la Slatina în cadrul ediției a 22-a Festivalului Călușului Românesc dedicat copiilor. Ca la fiecare ediție, la impresionantul eveniment cultural vor participa peste 2000 de copii din țară, dar și din străinătate. Nu va lipsi nici de această dată momentul special reprezentat de tabloul coregrafic. Anul acesta el va fi închinat Corei Oltenești, iar prima repetiție a avut loc astăzi. Din 22 până pe 26 vor fi la Slatina, la concursul național Călușul Românesc, peste 2000 de copii. Pregătim un tablou coregrafic Hora Oltenească, o hora prieteniei a oltenilor cu ceilalți români care ne vor vizita. Acum sunt 1200 și vor mai fi peste 700 de copii din țară, din Republica Moldova, și un lucru deosebit că și cei din Slovacia au învățat Hora Oltenească și vor fi și ei prezenți. Festivalul Călușul Românesc pentru copii este organizat de Primăria Municipului Slatina cu sprijinul Palatului Copiilor Adrian Băran, Inspectoratului Școlar Județean și Centrului Județean de Cultură și Artă al Consiliului Județean Olt, sub coordonarea lui Iliuță Brăileanu, inițiatorul acestui eveniment cultural deosebit.